Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre prime pe care le conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre prime din componența numărului 0 este 0, iar dacă n egal cu 10234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre prime din componența numărului 10234 este 2, acestea fiind 2 și 3. În codul prezentat se utilizează variabilele întregi n, np, uc și copie n. Variabila np se folosește pentru numărarea cifrelor prime din n. Variabila uc va reține la fiecare moment al algoritmului ultima cifră a valorii curente a variabilei n, iar variabila copie n preia valoarea citită la început în variabila n și va fi folosită în mesajul final de afișare. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n. În cadrul structurii repetitive while se verifică, la fiecare iterație, dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n, reținută în variabila uc, este o cifră primă, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np. O cifră zecimală este cifră primă dacă aparține mulțimii ce conține elementele 2, 3, 5 și 7. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă while. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei np, precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 0, mesajul afișat este numărul de cifre prime din componența numărului 0 este 0, și la o nouă execuție, dacă se citește valoarea 10234, mesajul afișat este numărul de cifre prime din componența numărului 10234 este 2. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre pătrate perfecte pe care le conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 0 este 1. Iar dacă n egal cu 19234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 19234 este 3, deoarece 1, 9 și 4 sunt pătrate perfecte. În codul propus se utilizează variabilele n, copie n, npp și uc. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare.
Cu ajutorul instrucțiunii if se verifică dacă valoarea variabilei n este 0, caz în care se rezolvă această situație particulară și se afișează mesajul numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 0 este 1. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se utilizează structura repetitivă while, în care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n reținută în variabila uc este o cifră cu o valoare pătrat perfect, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei npp. O cifră zecimală este cifră pătrat perfect dacă aparține mulțimii ce conține elementele 0, 1, 4 și 9. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă while. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei npp precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 0, atunci mesajul afișat va fi: numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 0 este 1, iar la o nouă execuție, dacă numărul citit este 19234, atunci mesajul afișat va fi: numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 19234 este 3. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul de cifre pare și numărul de cifre impare pe care le conține. Cele două numere vor fi afișate pe linii diferite și vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pare din componența numărului 0 este 1 și pe linia următoare, mesajul, numărul de cifre impare din componența numărului 0 este 0. La o nouă execuție, dacă n egal cu 10234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează pe prima linie mesajul: numărul de cifre pare din componența numărului 10234 este 3, iar pe linia următoare se afișează mesajul: numărul de cifre impare din componența numărului 10234 este 2. În codul prezentat se citește de la tastatură o valoare care va fi memorată în variabila n. Citirea de la tastatură este precedată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare. Folosind instrucțiunea if, se verifică dacă valoarea variabilei n este 0 și se rezolvă direct acest caz particular prin afișarea de mesaje corespunzătoare. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se trece la inițializarea cu 0 a celor două variabile np și ni, în care se calculează numărul de cifre pare, respectiv numărul de cifre impare, corespunzătoare valorii variabilei n. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se utilizează structura repetitivă while, în care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră cu o valoare pară, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np, iar dacă aceasta este o cifră cu o valoare impară, se mărește cu o unitate valoarea variabilei ni. O cifră zecimală este pară dacă restul împărțirii sare la 2 este 0. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă while. La finalul algoritmului se afișează valorile variabilelor np și ni pe linii separate, precedate fiecare de câte un mesaj informativ. Dacă de la tastatură se citește valoarea 0, atunci se afișează
Numărul de cifre pare din componența numărului 0 este 1 și numărul de cifre impare din componența numărului 0 este 0. Iar dacă numărul citit este 10.234, mesajele sunt: numărul de cifre pare din componența numărului 10.234 este 3 și numărul de cifre impare din componența numărului 10.234 este 2. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma cifrelor pare și produsul celor impare, conținute de n. Cele două valori vor fi afișate pe linii diferite și vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. Numărul dat conține și cifre pare și cifre impare. De exemplu, dacă n egal cu 12, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează: suma cifrelor pare corespunzătoare este 2, produsul cifrelor impare corespunzătoare este 1, iar dacă n egal cu 10.234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează: suma cifrelor pare corespunzătoare este 6 și produsul cifrelor impare corespunzătoare este 3. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme.